Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Important! Invitatul din această seară este doamna ex-ministru Sănătății Dumbraveanu Viorica. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la noi emisiune! Vă mulțumim pentru prezență! Au trecut valurile de COVID. Au trecut cum au trecut, adică suntem spre finele. Sperăm că așa va fi. Și aș dori cu dumneavoastră să ridicăm mai multe întrebări. Chiar și cele legate cu COVID-ul, cu vaccinări, și cele prezente care mai avem încă o sumedenie în sectorul medical, pe care ar fi bine cu dumneavoastră să le abordăm acum seara. Sunteți amabil să-mi spuneți reforme în sistemul medical, pe cât sunt de binevenite la moment și la ce stadiu ne aflăm, ce vedeți dumneavoastră, ce am putea schimba, prin ce am trecut 2 ani de zile cu experiență vasta dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră, ce am putea schimba? Începând de la reforma în medicina primară și până la, mă rog, până în vârful aisbergului medical. Da, cu regret, pandemia a fost așa o lecție dură pentru societatea noastră. Într-adevăr, sistemul medical a fost un sistem și rămâne demn, profesionist, dar se datorează nemijlocit lucrătorilor din sfera medicală, care în acele timpuri destul de dificile, cu adevărat, au fost în prima linie, au fost la straja sănătății, dar și a vieții populației. Dar este cert că noi am văzut care sunt carențele, pentru că noi, începând de la asistența medicală primară până la asistența medicală spitalicească, cu adevărat am văzut că sistemul medical are o insuficiență foarte mare de lucrători medicali, ceea ce ține de dotarea cu dispozitive medicale, și nu vorbim de dispozitive medicale performante, dar vorbim de dispozitive medicale care sunt vitale pentru activitatea unor instituții medicale. Vă aduceți aminte, pentru că în plină pandemie eram preocupați de niște aspecte care țin de ventilatoare sau ceea ce ține de aparatele rentgen, care sunt de prin anii 1980 ceva și chiar avem și aparate din 1963 în Republica Moldova. Ceea ce ține cu adevărat despre consolidarea sistemului de terapie intensivă, pentru că era dezastruos atunci când vedeai secțiile de terapie intensivă, deși oamenii lucrează în astfel de secții, și multe alte aspecte. Ceea ce ține de asistența medicală urgentă prespitalicească, elementar, atunci când ambulanțele cutreierau Republica Moldova, erai preocupat de siguranța celor lucrători, dar și a pacienților, pentru că foarte multe din ele de mult și-au depășit uzura fizică. Respectiv, sunt o multitudine de probleme. Noi cunoaștem că continuă personalul medical cu regret care este format în universitățile din țară, în acei tineri care sunt crescuți, educați timp de 30 de ani, pleacă peste hotarele Republicii Moldova pentru că sistemul nu este atractiv și în condițiile date este nevoie de reforme radicale, vreau să vă zic, în sistemul de sănătate, și trebuie de început, în primul rând, de la resursa umană, care este valoarea de bază acestui sistem. Bineînțeles că ce trebuie să ne preocupe că medicii pleacă masiv din țară, dar noi nu le creăm niciun mediu sănătos de muncă și oamenii vor pleca. Eu să înțeleg că în 30 de ani nu s-a mai făcut nimica în sistemul medical. Nu, eu nu aș Dacă spune nu așa. Avem, pentru nu că avem ambulanțe, nu avem un rentgen sau le avem din 60. Și eu acum, ca un cetățean, simplu îmi pun o întrebare. Noi, cetățenii, achităm prima de asigurare. Uh-huh. Anual. Prima respectivă, acumulată, așa cum eu înțeleg, ca un cetățean simplu, trebuie să acopere cheltuielile pe care, măcar parțial, care sunt folosite, mă rog, pentru tratarea pacienților, etc., dar parțial să fie plasate pentru modernizare sau... Eu chiar aș dori să vă aud. Unde se duc banii? Eu am să încep la remarca dumneavoastră. Haideți, că timp de 30 de ani nu s-a făcut nimic, n-am să fiu de acord, pentru că asta ar însemna, de fapt,
o lipsă așa de respect față de oamenii care lucrează în sistem, pentru că avem cu adevărat profesori, oameni care s-au ocupat de știință în sistemul medical, dar nu au fost politicile promovate în domeniul așa consecvente, haideți să spunem. Reformele de foarte multe ori s-au făcut de dragul reformelor. Și de cele mai multe ori, odată cu schimbarea unui sau altui ministru, ele nu erau duse până la bun sfârșit. Nu, foarte ușor ne reușește la capitolul optimizări. Deci, dar iată ce ține de consolidare, cu adevărat aveți dreptate. Și apropo, una dintre reforme care trebuie să fie inițiate, pentru că ați abordat aspectul primilor de asigurări în medicină, cu adevărat trebuie să fie pornită de la o reconceptualizare și o reformare radicală, chiar aș spune, a sistemului de asigurări medicale, pentru că, cu adevărat, foarte mult se indignează. Eu înțeleg că unul din principiile de bază în acest sistem este principiul solidarității. Noi, astăzi, cei care suntem apți de muncă, contribuim prin aceste prime la sistemul de sănătate nemijlocit și la acordarea serviciilor de sănătate pentru persoanele care sunt în incapacitate de a plăti și aceiași pensionari și acele persoane cu dizabilități, deși statul are calitatea de persoană, deci de responsabil, mai bine zis, în cazul respectiv, de a asigura și de a contribui pentru persoanele date, dar deja acest sistem nu mai funcționează. Și am să vă dau un simplu exemplu. Atunci când noi vorbim de finanțarea instituțiilor spitalicești și din acel contract pe care îl obține instituția, 80-90% se duce pentru salarizarea personalului, adică este vorba deja de niște cheltuieli așa, curente, salarizare, alimentarea pacienților. Noi nu putem vorbi în cazul respectiv de o consolidare și de o dezvoltare a sistemului de sănătate, de aceea aici trebuie cu adevărat de revizuit radical care sunt principiile, dar și deci, niște reguli noi determinate pentru asigurarea medicală și, cum ați menționat dumneavoastră, de a motiva persoanele ca să achite această primă de asigurare versus serviciile medicale de care va beneficia. Eu m-am referit că în 30 de ani nu s-a făcut nimic, nu am vorbit de medicii noștri care au lucrat în condițiile și care le lucrează de 30 de ani, încă cu condiții de ele, cum ați zis dumneavoastră, cu tehnica din 60, anii 60. Eu m-am referit că guvernările în aceste perioade n-au investit în medicină absolut nimic. Așa să înțelegem. Ventilatoare. Nu am avut salvări ca echipament. Nu-l avem. E depășit iarăși cu termen de uzură, etc. Și eu vă pun întrebarea. Acum, prima de asigurare care o achită fiecare cetățean, ea merge pentru salarizarea medicilor? Corect v-am înțeles? Eu am menționat inclusiv și pentru salarizarea personalului medical și aici, atenție, nu este vorba doar de personal, de medici, asistenți medicale, vorbim inclusiv și personal auxiliar, exact. Din prima de asigurare. Exact. Adică aportul statului în sistemul de medical, pardon, este, nu există? Sau, nu există. Sau există, dar e minimum? Sau cum? Prin ce? Prin ce susține aportul statul? Statului este minim, totuși, haideți să recunoaștem, deci, pentru că este nevoie de venit în cazul respectiv cu niște programe naționale mai complexe. Noi nu putem vorbi în cazul dat că nu există aportul statului. Deci, pe lângă acea primă de asigurare medicală din care se formează bugetul de asigurări obligatorie de asistență medicală, mai există și linia de finanțare care vine de la bugetul de stat. Sunt acele persoane care sunt asigurate de către guvern. Deja apare întrebarea care este acea contribuție? Pe bine, pensionarii, vârst, deci în cazul dat vorbim de veterani, vorbim de persoanele cu dizabilități, vorbim de copii care până la vârsta de 18 ani sunt asigurați de către stat. Adică sunt o categorie destul de extinsă, așa, haideți să spunem, care este asigurată de către guvern, dar eu vorbesc, mai sunt programele naționale, vorbim aici pentru diabet zaharat, sunt programele naționale pentru hepatite, ceea ce ține de oncologie, dar aceasta este insuficient pentru că noi vorbim de infrastructura instituțiilor medicale, de dotarea, dezvoltarea sistemului medical, iată aici clar că eforturile trebuie consolidate și cu adevărat trebuie să contribuim. Plus, dacă vorbim de aceeași motivare financiară, pentru că ați abordat problema deficitului de personal în sistemul medical. Păi aici, cu adevărat, vorbim de consecvența politicilor. Iarăși nu o vedem. Eroi au fost în sistemul medical doar în anul 2020 și 2021, în anul 2022. Nu mai au acest efort. Îl au în continuare. Nu avem
acei indicatori la nivel de pandemie, dar avem criza refugiaților și iarăși este în cazul dat un efort suplimentar și inclusiv din partea sistemului medical. Adică noi trebuie să continuăm în ceea ce ne lansăm și să asigurăm durabilitatea acestor acțiuni. Cu regret, iată aici vreau să vă zic că nu se simte acel elan așa și acea voință politică întotdeauna. Persoana achită prima de asigurare, evident, se duce la medicul de familie să facă o înscriere. Medicul de familie este ocupat, apropo, poate cunoașteți cât revine la un medic de familie pacienți, adică după care ar fi numărul de pacienți care revine unui medic de familie? După circumscripție. Deci, în cazul respectiv, nu cunoașteți? Vreau să vă zic, depinde și de circumscripția respectivă, deci depinde de localitate, depinde Chișinău, câți medici sunt. Chișinău, pot să vă spun că cifra la fel variază, pentru că sunt foarte mulți medici care cu adevărat sunt profesioniști, persoanele vin să se înscrie, dar sunt și cu 3.000 de pacienți, sunt și cu 2.000 de pacienți. Foarte bine ați remarcat. Și acum, când vine un cetățean să-și facă o programare la medicul de familie, medicul îi spune că doar poți să te programezi peste 2-3 săptămâni. Evident, persoana în starea în care se află nu mai așteaptă 2-3 săptămâni. Ce face? Se duce la privat. Asigură, achită prima, se duce la privat, achită. Evident, cu privatul nu ți dă medicamente compensate. Chiar vorbim și de cei la categoriile de persoane vulnerabile care nu-și permit să mănânce, dar se duce la medic, nu rezistă, să stea 2-3 săptămâni. Și acum avem un cerc vicios. Achităm prima, mergem la privat, nu avem medicamente compensate, chiar și la cei copii. Să luăm un copil. Ce se întâmplă? Aportul din partea cetățenilor este conștiincios, omul își achită prima, dar serviciile nu le obține. Oare este corect un medic de familie, cum ați spus dumneavoastră, să aibă chiar și 1.000 de cetățeni pe circumscripție? El este în stare să deservească? Nu, asta e condiționat anume de acea criză pe care o înregistrăm în sistemul medical, condiționat într-adevăr de insuficiența personalului medical și vorbim în special cu adevărat și de medici de familie. Apropo, vreau să vă zic că dacă nu se inițiază niște activități la momentul actual, să știți că această criză se aprofundează, pentru că noi astăzi avem, cu regret, dar am să spun acest cuvânt, o îmbătrânire, haideți să spunem, a sistemului medical. Noi avem foarte mulți medici cu o experiență vastă de activitate, dar care foarte curând vor merge la odihna bine meritată, așa cum spunem noi, și în condițiile actuale, dacă nu vom motiva tinerii să vină în sistem, să activeze în sistem, eu vreau să vă spun că nu o să ne salveze nici chiar alternativa privatului. Apropo, noi avem modele după care chiar am putea urma. Eu m-am documentat un pic. Lituania, cum o ieșit din situația crizei respective cu medicii de familie? Deja de 20 de ani, ei au făcut o modificare în legislație și au dat cu drept de a practica medic de familie privat. Adică, medicul își creează un cabinet în bază legislativă bine structurată, ei au pus ca un fel de întreprindere mică sau mijlocie când se cooperează 2-3 medici și banii care... Structura este foarte simplu. Cetățeanul își alege singur medicul, merge la cabinetul medicului privat. Aceste medici privați au scos foarte bine problema care exista și în Lituania, că în localitățile rurale nu erau medici. Și cel care a deschis cabinetul este cointeresat de a presta servicii calitative într-o încăpere, nu cum vedem noi, mai puțin prin afara municipiul Chișinău, vedem prin raioane ce se face, cad pereții și etc. Adică condiții civilizate de a primi un pacient, este cointeresat să-i acorde atenție pacientului respectiv și să-i acorde timpul cuvenit și tratamentul cuvenit, că lui va reveni la el, că este tratat corect și nu se duce la alt medic. Și totodată, banii care zicem noi,
să fie reglată din asigurările, din prima de asigurare, să se achite la medicul pentru consultanță, pentru a ce e asigurat, sau să se găsească o bază legislativă de a implementa așa ceva. Doar noi, doar să ne uităm la vecinii noștri, să ne uităm la practicile internaționale. Nu este așa de complicat. Și eu cred că prin asta ar fi și un stimul pentru medici să nu plece din țară. Deci în anul 2017 a fost realizat o modificare a cadrului normativ, anume pentru a consolida componenta de asistență medicală primară și a soluționa problema lipsei sau insuficienței medicilor de familie. Vreau să vă zic că prin amendamentele care au fost operate, apropo, și experiența dată este reflectată în legislația națională, este posibilitatea de a înregistra inclusiv și cabinet individual a unui medic de familie, clar cu o populație clar determinată, deci numeric, cu acea localitate pe care o deservește. Adică cu anumite rigori. Exact, dar vreau să vă zic că cu regret impactul acelei reforme, chiar dacă s-a dorit foarte mult de a fi soluționată problema în localitățile sătești, cum ați menționat acolo, unde lipsește medici în cea mai mare parte, dar și condiții corespunzătoare, ea nu a fost soluționată, pentru că aceste cabinete au fost deschise în mare parte în aceleși orașe, în municipiu, acolo unde cât de cât, haideți să spunem, noi avem această saturație, să spunem, profesională din partea medicilor de familie și mai puțini au mers, de fapt, pentru a practica medicina de familie în localitățile sătești. Pentru că vreau să vă zic că nu este suficient reglementarea normativă, nu este suficient ca să-i acorzi motivarea financiară în cazul respectiv acestui medic. Dacă merge un tânăr specialist, el o să aibă niște cerințe, ceea ce ține. El trebuie să dispună și de o locuință în localitatea dată. El trebuie să dispună, chiar dacă nu are locuință, spre exemplu, el se deplasează cu un mijloc de transport. El trebuie să aibă o infrastructură, un drum corespunzător. Problema nu poate fi soluționată doar numai în Lituania și nici nu a fost soluționată, pentru că cunosc foarte bine această experiență, doar prin reglementarea normativă și financiar, ceea ce am zis, motivarea. Este nevoie de o abordare complexă. Noi cunoaștem care sunt drumurile, care este infrastructura de socială, grădinițe, școli și așa mai departe în țările baltice și în condițiile date. Problema trebuie analizată în complexitate și vreau să vă zic în complexitate, pentru că ea nu o să țină doar ca să atragem și să motivăm tinerii din sistemul medical ca să rămână și să activeze în sistemul medical. Noi trebuie să ne gândim la acești pedagogi care noi cunoaștem foarte bine că avem o criză foarte mare. Noi trebuie să ne gândim în cazul respectiv și la acei din angajați de ai ordinii publice, cunoașteți foarte bine care este criza în poliția la momentul actual din punct de vedere deci a lipsei resurselor umane. Noi suntem un stat care cu regret noi n-am oprit procesul migrațional și noi suntem un stat care cu adevărat înregistrăm în continuare o lipsă acută de profesioniști. Când vorbesc de profesioniști, vreau să vă zic că noi și aceiași lăcătuși mâine pe mâine nu o să-i avem în momentul în care nu o să avem o politică corectă, strategică în privința oamenilor și motivarea de a rămâne în țară. E clar că noi avem o problemă la nivel național și nu numai în domeniul medicinei, cum ați enumerat și în celelalte domenii, dar eu acum pun întrebarea ceea ce avem acum, cum am putea păstra, să nu meargă nici măcar cei care sunt acum pe loc. Noi drumuri nu putem să facem peste o lună, două. Noi, poate e bine cei de la minister să meargă cu un mesaj, poate medicii de la țară nici nu cunosc de așa proiect. S-a lucrat suficient ca să se aducă la cunoștință la medici ca o oportunitate și posibilitatea de a crea cabinetele private. Exact, eu mă îndoiesc. Știți că eu mă îndoiesc. Chiar dacă îmi puteți spune, eu în Chișinău nu cunosc un cabinet individual la medicului de familie. Nu, sincer, nu cunosc. Sunt o multitudine, vreau să vă zic. Dar nici pe site-ul Ministerului Sănătății nu există. Eu vorbesc despre medicina primară. Eu nu vreau să fac publicitate, dar vreau să vă zic că în fiecare sector există și în baza cadrului cabinet individual, da? Exact, da, există. Și nu doar vorbim în cazul respectiv de libera practică care este a unui specialist, dar și prin asociere, vreau să vă zic, atunci când 2-3 medici se asociază, există. Centre medicale private, eu înțeleg că ele există, sunt suficiente prin Chișinău, dar eu vorbesc de asistența medicală primară ca cabinet individual. Există. Eu am intrat pe site la minister și eu n-am găsit nicăieri. Poate n-ar fi bine să fie undeva spus sau cumva dus la cunoștință. Eu știu că a existat o campanie de comunicare, atunci au fost
foarte mulți informații. Eu pot să vă spun că cu adevărat și mulți s-au lansat atunci, chiar din personalul medical care au dorit ca să activeze nu în cadrul unei instituții publice, dar să meargă pe această practică. Și cunoașteți, activează și acum? Sigur, adică activează, fac față, da? Activează, doar că vă spun încă o dată, aceasta nu a soluționat în esență problemă. Poate din potrivă, vreau să vă zic, a complicat anumite aspecte, deci cei ce ține de medicina primară, pentru că am reiterat, în sate nu s-a mers, deci nu a mers un medic, uite, eu vreau acolo să practic medicina de familie. S-a oprit iar și în acele localități urbane, deci acolo unde există infrastructura, acolo unde există și un număr mai mare de populație și așa mai departe. Deci... Păi dacă o să ne uităm așa neoptimist până nu facem drumuri și nu dezvoltăm infrastructura, eu nu mai vedem medicină. N-am vorbit de pesimism sau optimism, eu am vorbit în cazul respectiv de o abordare strategică, pentru că dacă noi o să mergem iarăși fragmentat doar pe un segment, noi nu o să soluționăm probleme. Și nu vorbim de medicină, eu v-am zis încă o dată. Noi trebuie deja să depășim anumite fobii, deci când discutăm și cu adevărat să vedem că noi avem o criză în mai multe domenii. Eu am vorbit numai de medicină și pedagogie, dar noi nu avem localități unde lipsesc asistenții sociali. Noi avem localități unde există o insuficiență de lucrători sociali. Adică noi trebuie să privim în complexitate lucrurile. Ar trebui să stopăm migrația masivă care pleacă? Stoparea o face atunci când țara este atractivă, atunci când există oportunități în țară, de aceea vreau să vă zic că nu trebuie să mergem segmentar, dar trebuie să mergem... Corect. Până acum, în campaniile electorale, la toți candidații mereu spun că vom crea mediul de, ca să se întoarcă diaspora acasă, vom crea drumuri, vom civiliza localitățile cu lumină și cu apă, cu infrastructură. Și acum obținem, vom da credite pentru dezvoltarea business-ului mic și mare. Și acum ne trezim că Banca Națională a permis ridicarea iarăși cotii procentuale la credite cu 2%, adică nu mai veniți acasă, stați acolo, de fapt, stați bine. De fapt, ați răspuns la întrebare, pentru că noi nu putem să mergem doar printr-o măsură segmentară, deci în cazul dat, dar trebuie de și dezvoltare economică și impulsionarea business-ului mic și mijlociu, adică în complexitate. Da, să atragem investitori în țara noastră, să fie o țară atractivă, să investească cineva aici, să nu trăim doar din credite. Și e clar. O altă întrebare față de dumneavoastră am, cum vi se pare, noi acum avem o povară, am scăpat de COVID. Eu aș, pentru că deja a doua oară menționați că am depășit criza pandemică, eu vreau să vă zic că nu am depășit criza pandemică, dat fiind faptul că înregistrăm în continuare cazuri. Nu e acut așa. Nu fiecare e așa din noi, vreau să vă zic, care a trecut prin această infecție, înțelege, chiar și un caz, aceasta înseamnă că persistă pandemia. Deci aici trebuie să fim atenți și plus, reișind din acest aflux migrațional care se înregistrează în Republica Moldova, noi nu cunoaștem cum se va comporta această pandemie. Deci trebuie cu maximă prudență să ne atârnăm față de mesajele pe care le dăm. Deci cei ce ține de criza refugiaților din Republica Moldova este o a doua provocare. Cu adevărat ne-am solidarizat cu cetățenii din Ucraina, cu adevărat Republica Moldova, dar în mod special cetățenii, indiferent că locuiesc în țară sau peste hotare, încă o dată au demonstrat că sunt generoși, că pot fi cei care să se solidarizeze în jurul unei probleme. Eu nu cunosc această situație, știu că din potrivă Ministrul Muncii și Protecției Sociale a menționat despre simplificarea procedurii la importul ajutorului umanitar și eliberarea celor avize din partea Ministerului pentru orice lot de ajutor umanitar. Știu că indignarea era pe alte poziții, în mod special cei ce ține că de regulă ajutoarele umanitare sunt cu o destinație anumită. Un caz concret, conaționalii noștri din Spania, deci care vroiau ca aceste ajutoare să ajungă la raioanele din nordul țării, dar cu regret au fost impuși ca aceste ajutoare să fie depozitate într-un mod centralizat și centralizat să se facă distribuirea acestora. Declarațiile care au fost ieri enunțate de către primarul municipiului Bălți, mie mi-au părut că
Este destul de serios aspectul dat că nu mai dispune de mijloace financiare și elementar de produse pentru a asigura alimentația refugiaților care sunt cazați, deci în centrele din Bălți, în momentul în care cunoaștem că și persoanele fizice, și agenții economici, și structuri internaționale au venit cu donații sub formă de mijloace financiare, sub formă de produse și în condițiile date, cel puțin apar semne de întrebare ceea ce ține de transparența utilizării acestor fonduri și acestor ajutoare umanitare și eu aș remarca, de exemplu, acea experiență pe care am avut-o în anul 2020, atunci când fiecare luă de ajutor umanitar care venea, distribuirea se făcea printr-o dispoziție care era făcută publică. Exista o platformă online, apropo, elaborată cu suportul societății civile și această experiență poate fi continuată, unde era fiecare mască reflectată din partea cui a venit și unde a fost distribuită. Deci aceasta înseamnă corectitudine și transparență ceea ce ține de gestionarea crizei refugiaților, dar și totodată consolidarea încrederii cetățenilor, cu uite, eu am contribuit, iar ceea cu ce am contribuit o să meargă în interesul cetățenilor. Deci în condițiile respective, eu aș chema autoritățile să-și aducă aminte foarte bine acele mesaje pe care le lansau în spațiu public, trebuie să fim transparenți, să asigurăm o gestionare cât mai așa transparentă și să vină cu rapoarte periodice. Totodată este foarte incertă situația ce s-a întâmplat și în municipiul Chișinău, spre exemplu, deci cu centrul Moldexpo. Cunoașteți foarte bine iarăși în gestiunea cui a mers acest centru, pentru că existau foarte multe dotări în centrul respectiv care au venit din partea municipiului Chișinău, s-au solidarizat absolut toate structurile în a asigura funcționalitatea acestui centru și nu doar, era un centru de triere și de plasament pentru refugiați. Iarăși, o decizie așa ad hoc, peste noapte s-a luat, se transmite la Agenția Proprietății Publice. Dar cine asigură gestionarea? Ce se întâmplă cu acel personal care activează în cadrul acestui centru? Adică orice decizie eu consider că trebuie să fie bazată pe consens, comunicare cu autoritățile publice locale și eu chem în cazul respectiv la o raportare periodic, cel puțin o informare a cetățenilor, unde, în ce scopuri sunt utilizate acele fonduri și ajutoare care vin. Bine, doamnelor și domnilor, publicitate, revenim în curând. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio. Doamna Dumbrăveanu, într-adevăr, centrul ăsta de la Moldexpo, pe noi cetățeni chiar nu ne interesează cine îl gestionează. Pe noi ne interesează cum se gestionează, cum sunt tratați acolo refugiații, cei ce personal chiar am văzut, oamenii de rând, masiv, din cont propriu, duc ajutoare în continuu. În continuu. Statistic, dacă ne uităm, pe teritoriul Republicii Moldova au intrat în jur la 300 și ceva de mii de refugiați. Mulți au fost prin regimul tranzit, adică care au stat 2-3 zile sau chiar n-au stat și au plecat în Europa, în altă direcție. La moment, în țară bănuiesc că sunt în mediu la vreo 100 de mii, da? Așa erau datele oficiale, cel puțin așa vorbeau. Aproximativ. Eu vreau să înțeleg, statul este implicat, cetățenii noi suntem implicați și avem 100, în jur la 100 de mii de refugiați. Și cei ce vedem noi în rețele de socializare, vă rog frumos, avem nevoie de mâncare, avem nevoie de, nu știu, de haine. Chiar noi, și atâtea ajutoare vin, chiar noi nu putem asigura oamenii aceștia 100 de mii cer în rețele de socializare că nu au haine și nu au mâncare. De fapt, revenim la subiectul, într-adevăr, despre care vorbeam. Aveți dreptate și eu chiar susțin, nu contează cine gestionează centrul COVID, dar contează foarte mult mesajul cu care s-a venit în spațiu public. Uite, schimbarea gestionarului s-a făcut pe motivul că cineva acumulează dividende politice și asta este incorrect, în primul rând, ca și mesaj. Iată, pentru mine, ca cetățean, în cazul respectiv vorbesc,
Ceea ce ține că ați menționat despre refugiați cu adevărat pe teritoriul Republicii Moldova, conform datelor care au fost prezentate de autorități, este vorba de 100.000 de persoane refugiate care au rămas în Republica Moldova, dar tot autoritățile vorbeau despre faptul că în centre sunt plasate circa 10.000 de persoane. În rest sunt persoane care sunt pe cont propriu sau sunt la rude. 48.000, se menționa cifra, sunt copii, ceea ce este cu adevărat alarmant, pentru că aici și necesitățile sunt mai individuale când vorbim de copii și este vorba și de incluziunea socială și educațională, adică trebuie să ai o abordare corectă, umană față de problema refugiaților. Ceea ce mă deranjează, vreau să vă zic, dacă revenim la, într-adevăr, la subiectul abordat și la transparența utilizării fondurilor, ajutoarelor umanitare, este că autoritățile au 2 săptămâni de când operează cu cifre diferite ceea ce ține de cheltuielile pentru refugiați. Într-un caz auzim că este vorba despre cheltuielile de 25-30 de dolari pe zi. Într-un caz auzim că este vorba, în cazul centrelor de plasament, de 140 de lei. Cineva vine cu o mențiune că nu vrea să dea o cifră exactă cât se cheltuie, de fapt, din buget pentru criza, gestionarea crizei refugiaților, pentru că să nu greșească cumva cu această cifră. Oameni buni, este vorba despre banii care au venit din donațiile făcute de persoane fizice, agenții economici, este vorba de cei bani care au venit în calitate de donații din partea, deci, multor țări care s-au solidarizat și care vin în suportul refugiaților din Ucraina și, de fapt, acordă și suport Republicii Moldova în această situație a crizei refugiaților. Noi vorbim de bani care trebuie să fie utilizați într-un mod transparent și corect. Și atunci, dați-ne odată cifra cât se cheltuie, cât ar constitui, de fapt, mijloacele financiare pe un termen mediu, unde sunt aceste dificultăți. Eu consider că, iată, aici există o eroare foarte mare care se comite din partea autorităților și aceasta poate ca să zdruncine cumva din acea încredere care o au cetățenii în contextul solidarizării cu autoritățile centrale. Este nevoie de transparență, este nevoie de informarea populației. E clar că dacă ești informat, ești asigurat. Dar acum, cei ce ne bucură, am văzut că sunt implicați copiii refugiați în școli. Da. Și în grădinițe. Este centrul ăsta pentru, de copii, unde au creat un program de la 9 până la ora 13 pentru copiii refugiați care s-au ocupat ca să comunice, cei care sunt în vârsta preșcolară. Da, noi am dorit să vedem mai multă transparență și mai multă transparență, eficacitate la ceea ce facem, dar cu părere de rău, eu bănuiesc că, asta n-ar fi ca o scuză, dar eu bănuiesc că nu se reușește, adică este prea, situația care s-a creat a apărut foarte exprompt și noi nu suntem gata pentru așa situații și sperăm că vom face față cu demnitate și vom regresa situația creată, fiindcă oamenii ăștia, într-adevăr, sunt disperați și cetățenii noștri chiar ne-au nu știu, așa s-au consolidat și așa de cu ajutorul cetățenilor noi am făcut față la ceea ce a fost. Că cetățenii s-au mobilizat cu transportul privat, cu cazări private, cu oamenii la domiciliu, cu absolut cu tot. Ajutoarele care vin, bineînțeles, sunt ajutoarele care, eu aș vedea altfel, ajutoarele care vin trebuie să fie create niște centre speciale unde nemijlocit vine refugiatul și își obține cei care sunt pe cont propriu sau la privat cazați, să vină pe cont propriu să-și ridice ceea ce li se cuvine sau să aibă susținerea financiară prin acordarea unui card, pe cardul respectiv să le vină, nu știu, ajutorul care se cuvine să-l primească. Adică o gestionare de asta deschisă, transparentă, eficace, rapidă. Cum spuneți dumneavoastră, că primarul de Băl se plânge că nu are cu ce să dea de mâncare la refugiați. Totodată noi avem ajutoare foarte multe primite pe teritoriu. E problema în logistică? E problema în transport? În ce e problema?
Dumneavoastră ați menționat despre faptul că nimeni nu s-a așteptat. Eu vreau să vă zic cu maximă responsabilitate că atunci când citesc o nouă știre despre continuarea războiului din Ucraina, este foarte dureros pentru că în calcul se mai adaugă încă o zi, o zi de război, o zi de pierderi de vieți omenești, o zi, într-adevăr, care majorează cifra refugiaților din Ucraina, pentru că lumea continuă să plece din țară. Nimeni nu este pregătit pentru astfel de situații, dar noi cunoaștem că sunt structuri internaționale care asistă autoritățile, cei care sunt specializați, chiar și CNUR, spre exemplu, specializați în gestionarea crizei refugiaților, și noi am văzut maximă mobilizare, diverse forme alternative în contextul cazării refugiaților și multe alte aspecte. E vorba, de fapt, în cazul respectiv, cu adevărat, de mai multă deschidere din partea autorităților. Nu e vorba de altceva. Pentru că deschiderea din partea cetățenilor a fost. Miza este acum ca să existe această deschidere și din partea autorităților. Aici eu consider că este problema. Dumneavoastră cunoașteți, acum refugiații au acces la medicină, sunt, cunoașteți ceva care vreo bază legislativă sau ceva? Vreau să vă zic că Ministerul Sănătății cu adevărat a emis mai multe ordine, ceea ce ține de asistența medicală care este acordată refugiaților. Aici a existat o mobilizare din partea sistemului medical și la nivelul autorităților locale. Spre exemplu, ați menționat despre acel centru de triere și plasament Moldiexpo, deci unde se asigura așa turile respective non-stop, vreau să vă zic, gărzile din partea personalului medical care în orice moment consulta refugiații, au fost spitalizați refugiații, am înregistrat și nașteri pe teritoriul Republicii Moldova, deci asistența se acordă, inclusiv ceea ce ați remarcat cu încadrarea copiilor, nu e vorba doar de activități, este de recriere, pentru că clar că este nevoie și de suport psihologic, dar noi vorbim de o incluziune, deci socială de durată, pentru că noi nu cunoaștem cât o să dureze această situație și atunci copilul are nevoie de socializare, de educație. Cunoaștem că sunt înmatriculați în sistemul preșcolar, în sistemul școlar și mai nou, deci chiar și în cadrul universităților. Acest lucru este salutat, sigur că este susținut, ne dăm bine seama că aici este nevoie de efort, pentru că vorbim și de adaptarea unor anumitor programe pentru acești copilași. Dar în condițiile date, cu adevărat, este necesar să avem și o viziune de durată. Adică cum vom, pentru că, de exemplu, eu am o întrebare. În acel regulament care a fost aprobat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale este stipulat clar că refugiatul poate să se afle într-un centru de plasament timp de 3 luni. Ce se întâmplă ulterior? Adică aici urmează fi date niște explicații. Ați menționat despre faptul că fiecare, că 90% din refugiați sunt pe cont propriu sau sunt la rude, de exemplu. M-am înțeles că vor fi niște mecanisme pentru a le acorda o indemnizație de suport individual. Iar sper foarte mult că vom avea niște explicații foarte clare și transparente care va fi acest mecanism. Adică și cetățenii ucraineni au nevoie de explicațiile de rigoare în contextul acelor măsuri de suport care le sunt acordate. Se colectează ajutoare umanitare foarte bine. Vedem că sunt mai multe mesaje postate de autoritățile locale, dar este și o linie, deci, verde de comunicare, deci, unde persoana poate aborda problema cu care se confruntă, fie la nivel de haine, fie la nivel de alimente sau altceva. Sigur că nimeni nu a fost pregătit pentru astfel de situații. Clar că toți cetățenii au fost foarte indulgenți, dar vreau să vă zic că ghemotocul problemelor se mărește și pe fondul acelei situații economice care este în Republica Moldova. Și noi vedem aici și preocuparea cetățenilor noștri, ce va fi mâine, care este garanția în contextul surselor de existență, bunăstarea familiilor acestora. Adică vreau să vă zic că probleme sunt multiple și comunicarea totuși trebuie să fie în capul mesei. Ceea ce ne bucură, am văzut că mulți din refugiați au început să încadreze în muncă, chiar și medici. Exact, chiar și medici. Chiar și medici. Ne bucurăm că
oamenii doresc și încearcă să, pe cont propriu, să reziste, să nu stea în, la întreținerea statului și a cetățenilor moldoveni. Chiar vroiam să vă zic, medicii care se încadrează acum în Ministerul Sănătății a venit cu o ofertă, cu o stimulare pentru acești medici ucraineni, care bănuiesc mai sunt în afară de cei 2-3 care s-au angajat în câmpul muncii, să-i stimuleze să fie angajați la noi? Sau... Eu m-am documentat în baza acelei decizii Comisiei Situații Excepționale și știu că au existat aici anumite reglementări din partea autorităților de resort. Angajarea se face în aceleași condiții ca și pentru un cetățean, dacă vorbiți de garanțiile salariale. De garanțiile Doar că aici sunt acceptate acele reguli care sunt determinate de legea cu privire la refugiați, acel permis pe care trebuie să-l deții în contextul încadrării în câmpul muncii, el este acceptat pe perioada stării de urgență care este. Angajarea se face pe o perioadă determinată, cât durează această stare de urgență. Și clar că toate garanțiile sunt asigurate, pentru că nu poți avea o abordare duplicitară față de un cetățean sau nu. Problema este alta, sigur că pentru că am salutat, iată, știm că sunt 7 persoane care s-au angajat în sistemul medical. Sper foarte mult ca să existe o informare mai intensă și, într-adevăr, acele persoane care doresc să se angajeze și să dispună din niște surse de existență, să se angajeze, dar informat, ceea ce iarăși revenim la capitolul dat. E clar. Chiar dumneavoastră acum ați abordat subiectul că stagnarea noastră economică. Că nu ne dezvoltăm, nu mergem nicăieri. Cum vedeți dumneavoastră? Ce impact sau ce trebuie să ne provoace ca să pornim o dată reformă? Chiar în sistemul economic la noi este jale, acum vedem cu creșterea prețurilor la carburanți. Noi suntem în perioada de primăvară, când agricultorii au o necesitate extremă de petrol. După cum vedem și energetica noastră se scumpește. Situația economică este destul de așa fragilă, dar și mesajele care vin din partea autorităților, vreau să vă zic, te pun în gardă, pentru că autoritățile vin cu mesaje că trebuie să economisim, trebuie să ne adaptăm și că, de fapt, economia va stagna. În cel mai bun caz, dacă nu vor exista alte circumstanțe, ceea ce înseamnă că noi putem să nu avem doar o stagnare, dar și înrăutățirea a unor indicatori. Problema cheie, sigur că este protecția socială a persoanelor care sunt cu venituri mici. Aici vorbim și de pensionari și de persoane cu dizabilități și de familii cu copii. Și apropo, aș vrea să ating subiectul indexării pensiilor, care este o practică aplicată în fiecare an. Dar ceea ce se întâmplă acum este așa, mult mai sensibil din punct de vedere economic și bunăstare acestor pensionari, persoane cu dizabilități, pentru că ați auzit probabil că autoritățile au menționat despre acel coeficient de indexare care va fi aplicat de 13,94%, dar totodată Biroul Național de Statistică a publicat oficial datele cu privire la inflația care este înregistrată și, spre exemplu, dacă să luăm luna februarie, noi avem o rată a inflației de 18,5% și atunci de ce fel de compensare și de consolidare a puterii de cumpărare a pensionarilor noi vorbim. Plus, pentru prima dată în istorie, indexarea se face plafonat, se indexează doar veniturile pensionarilor care sunt până la acea limită de 9.900 de lei, este vorba de salariul mediu prognozat pe economie, dar se vorbește despre o sumă fixă care se acordă la toți pensionarii, 171 de lei și 71 de bănuți. Aici, iarăși, eu aș examina subiectul prin altă prismă. Acești bani se acordă absolut la toți pensionarii, și cel care are 30.000 pensie și celui care are pensie de 2.000 sau 2.500. Dar care este plus valoare pentru cel care are un venit mic și care este plus valoare pentru cel care, de fapt, are un nivel de bunăstare corespunzător prin acordarea acestei sume fixe? Totodată este destul de îngrijorător și aspectul care ține
Noi indexăm pensiile, indexăm, de exemplu, alocațiile pentru persoanele cu dizabilități, dar ce facem cu familiile cu copii? Pentru că noi cunoaștem că acolo a fost indexat după acel indicator, apropo, care era prognozat de Ministerul Economiei, doar indemnizația unică, iar indemnizația lunară pentru familiile cu copii a rămas la același nivel, neschimbat absolut. Ce facem noi cu persoanele neasigurate, care au lunar o indemnizație de 740 de lei? Ce facem noi în situația în care, foarte franc, ne-au zis autoritățile că acea compensație pentru agentul termic, pentru gaze se achită numai până în luna martie, dar noi înțelegem că, de fapt, perioada rece a anului mai continuă și asta va fi o povară pentru acele venituri ale familiilor. Plus, astăzi Andrei deja a menționat despre majorarea tarifelor la energia electrică. Iarăși va fi, în cazul respectiv, o lovitură, haideți să spunem, asupra situației economice. Dar nu doar vorbim prin prisma individuală a fiecărui cetățean. Noi vorbim în general că aceasta va genera un lanț întreg de majorări a prețurilor. Și iată aici, noi așteptăm, de fapt, niște măsuri care trebuie să fie întreprinse așa strategic din partea autorităților pentru a acorda suportul populației. Eu consider că ar trebui să mai luăm și practica altor țări. La produsele de strictă necesitate să fie fixată un nivel sau un preț fix care nu poate să depășească, fiindcă dacă mergem după lanțul de scumpire, noi obținem pâinea scumpită, toate produsele de strictă necesitate care coșul minim va crește în funcție de ce pensie are un pensionar sau o jumătate de salariu de la un salariat. N-am putea noi să reglăm, să nu primim mesajul de astea că hrișca crește, că aia nu știu ce mai crește, adică nu ar trebui cumva să-i dăm mai dozat sau să venim cu un mesaj că asta este situația economică mondială, ne așteptăm la ceva creșteri, noi putem să ajutăm ca pâinea să nu fie mai scumpă decât 5 lei sau 2 lei sau 3 lei și adică să reglăm ca să acordăm oamenilor o siguranță ziua de mâine. Fiindcă noi acum, cum ați spus și dumneavoastră, da, se indexează pensiile, se indexează tot, dar să avem o creștere enormă absolut la tot. Și produsele alimentare astea sunt niște, asta e un lucru de strictul necesar, de existența omului. Și noi chiar nu se poate de luat o practică de a pune un preț fix, stabilit, pentru produsele de strictă necesitate. Economia nu este partea forte a mea, dar eu am să vorbesc în calitate de cetățean. Există practici, într-adevăr, de plafonare a prețurilor la produsele de strictă necesitate. Există practici, spre exemplu, Ungaria, haideți să luăm, există practici atunci când sunt în situație de criză, că ați menționat și aspectele care țin și de petrol, atunci când sunt micșorate accizele, dar cu regret autoritățile nu vor să meargă pentru că ei privesc doar partea monedică, asta este o sursă de venit la bugetul public național. Există diferite practici, dar eu vreau să vă întreb, pentru mine a fost paradoxal atunci când știți că Comisia Situației Excepționale, de exemplu, a luat o decizie ce aici ține de prețurile la pompă și angro și, de fapt, măsură care nu a fost îndeplinită categoric. A existat ceea ce ține de plafonarea unor anumitor deci prețuri pentru produsele de strictă necesitate și vă aduceți aminte, zahărul într-o zi a sărit prețul cu 5 lei. Nu este suficient la nivel de declarație, pentru că vorbim iarăși de comunicare. Este nevoie și de monitorizarea respectării acestor măsuri, dar și de prioritizarea măsurilor prin prisma interesului cetățeanului. Și vă aveți perfectă dreptate. Acuși vin lucrările, adică sunt deja lucrările de primăvară în agricultură. Ce vor face agricultorii în situația respectivă? Care va fi impactul și a majorării aspectelor de povară din punct de vedere a creditărilor și din punct de vedere ceea ce ține de criza petrolului și prețurile foarte mari? Pentru că noi vedem, da, majorarea la noi se face brusc, ceea ce ține de micșorarea prețurilor mai puțin.
Cu adevărat, vreau să vă zic că nu este suficient doar numai să menționăm că va fi dificil, că există o criză globală. Noi înțelegem foarte bine că există o criză, dar noi înțelegem și vedem foarte bine care sunt și practicile altor țări. Și sigur că cetățenii așteaptă implementarea acestor practici și în Republica Moldova. Și fiecare din noi, în cazurile respective, nu prin prisma cumva a egoismului, dar oricum a siguranței în ziua de mâine, se gândește ce ne așteaptă, care sunt măsurile care vor fi întreprinse și dacă statul este alături de cetățeni. Să sperăm că vom reuși să facem față și la situația care suntem acum, într-o situație foarte dificilă, și vom, ceea ce ține de agricultură, este chiar ne uităm că strigători la cer, oamenii au pornit lucru, nu au motorină, nu-și permit, vreau să ia credite. Băncile au ridicat comisioane, au pus comisioane, au ridicat procente la creditele respective. Eu aș vedea, poate ar trebui să intervină statul și să ghideze, să stopeze ridicarea procentelor la credite. Pentru agricultori să fie niște prețuri, cum a zis dumneavoastră, poate de micșorat accizele la ei sau de lei, nu știu, de lei, să le facă o compensare la... Noi nu putem să, stând în situația care este creată acum și agricultorii, dacă nu își fac meseria, noi să ajungem într-un colaps rău de tot. Bine, dumneavoastră ați vorbit despre faptul că trebuie să fim pozitivi. Eu consider că în situația existentă în Republica Moldova, o experiență care noi am salutat-o cu toții atunci când doamna președinte s-a întâlnit așa pe platforme mai extinse și cu opoziții și cu societatea civilă. Astfel de consultări trebuie să continue. Experiența fiecăruia este valoroasă. Deci acum nu contează care își face PR politic, dividende politice. Clar că acum cumva speculativ să joci atât pe această criză este cel puțin amoral, eu consider. Dar este necesar de consolidat eforturile, este necesar de valorificat potențialul în diferite sfere a fiecărui cetățean care poate să ofere această expertiză. Eu cred și bănuiesc cu siguranță că conducerea noastră are un plan care o să regleze și o să amelioreze situația creată și sperăm că agricultorii noștri vor beneficia de condiții care o să facă față ei în breasla lor de muncă și noi o să avem un rezultat, sperăm, mult așteptat, pozitiv, pe care noi îl așteptăm. Vom trăi și vom vedea. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să veniți la noi la emisiune. Cu mare drag vă mai așteptăm și data viitoare. Mulțumesc. O zi frumoasă. Sănătate. Continuare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim o seară frumoasă, un weekend plăcut. La revedere!